Stați puțin! Nu despre acea Tesla vorbim, ci despre noile televizoare Tesla. Cei de la Comtrade Distribution tocmai au lansat în România acum câteva zile, unde am fost și eu prezent, noile televizoare smart numite Tesla, respectiv seria 3, seria 6 și seria 9. Eu sunt Mihai de pe Android Info, iar astăzi vă prezint noile televizoare Tesla. Află cu ce vin nou aceștia, urmărim până la final. Cei de la Tesla oferă consumatorilor un divertisment de calitate la un preț rezonabil. Ce dispun totodată de o garanție de 3 ani, oferind un panou de calitate A+, având un contrast ridicat de culori, un design premium și cu un sistem Google Android TV, disponibil doar pentru televizoarele din seria 9. Seria 3 este gama entry-level, ce dispune de un design elegant și fiabil cu un contrast puternic, unghiuri de vizualizare la 178 de grade și cu o rezoluție Full HD. Seria 6 este gama mid-range, ce dispune de funcțiile TV obișnuite, cât și de navigarea pe internet și vizualizarea conținutului video de pe YouTube și jocuri pe un format 4K. Iar seria 9, fiind vârful de gamă al celor de la Tesla, vine echipat cu sistemul Google Android TV și cu un sistem de operare ce îți permite instalarea și rularea jocurilor folosindu-te de o telecomandă pe Bluetooth inclusă, ce îți permite mai nou să controlezi vocal televizorul chiar și în limba română. Însă trebuie să vă zic, singurul minus pe care l-am văzut este că nu vine cu sistem de CI+ pentru providerul de televiziune. Cam acestea au fost informațiile despre noul televizor Tesla, nou lansat și distribuit de Comtrade Distribution. Eu am fost Mihai, gazda acestui video, pe curând!